Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre diferența a două mulțimi. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii au învățat la școală despre mulțimi și vor să exerseze diferența a două mulțimi. Să rezolvăm următoarea aplicație. Având date mulțimile A și B, să realizăm diagrama Venn-Euler pentru cele două mulțimi. Să vedem cum procedăm. Deci, mulțimea A este formată cu elementul 1, care observăm că este element numai din mulțimea A. 2 este element comun celor două mulțimi A și B. Deci, îl punem în porțiunea comună mulțimilor din mijloc. 3 este element numai din mulțimea A. 4 iarăși este element comun celor două mulțimi, 5 este element din mulțimea A, iar 6 și 8 sunt elemente numai din mulțimea B. Să calculăm mulțimea C formată cu elementele care sunt în mulțimea A și nu sunt în mulțimea B. Deci numai elementele care sunt în A fără a fi și mulțimea B. Observăm că mulțimea C va fi formată cu elementele 1, 3 și 5. Diferența mulțimilor A și B este mulțimea formată din elementele care aparțin lui A și nu aparțin lui B. Notăm A minus B și avem mulțimea A minus mulțimea B egal cu mulțimea formată din elementele X, unde X aparține lui A și X nu aparține lui B. Să vedem și pe aplicația noastră. Deci aveam mulțimile A și B cu aceste elemente și am văzut de fapt că A minus B este mulțimea C. Porțiunea A minus B va fi aceasta pe o diagramă Venn-Euler. Iar, bineînțeles, în partea cealaltă vom avea pe B minus A, elementele care sunt în B și nu sunt în A. Avem următoarea aplicație, fie mulțimea A formată din elementele 1, 2, 3 și 4, mulțimea B formată din elementele 3, 4, 5, 6 și 7. Să calculăm A minus B. Deci A minus B va fi egal cu elementele care sunt în A, 1 este în A și nu este în B, deci îl scriem în diferență, 2 este în mulțimea A și nu este în mulțimea B, 3 este și în A și în B și 4 la fel. Deci mulțimea A minus B este formată din elementele 1 și 2. B minus A. Sunt elementele care sunt în B și nu sunt în A. 3 este element comun, deci nu va fi în diferență. 4 iarăși e element comun. 5 este numai în mulțimea B, fără a fi și mulțimea A. 6 și 7 la fel. Deci aceasta este A minus B, porțiunea formată cu elementele 1 și 2. Iar B minus A e mulțimea formată cu elementele 5, 6 și 7. Ne întrebăm oare A minus B este egal cu B minus A? Categoric nu, da? Deci observăm că A minus B nu este egal cu B minus A. Deci, în general, mulțimile A minus B și B minus A sunt diferite. Oare când avem egalitate? Păi, dacă A este egal cu B, atunci A minus B va fi egal cu mulțimea vidă și B minus A la fel. Deci avem egalitate dacă mulțimile A și B sunt egale între ele, diferența este mulțimea vidă.
Următoarea aplicație, să o facem, mulțimile a și b sunt aceleași și să calculăm b minus b. B minus b, deci o mulțime minus ea însăși, înseamnă elementele, mulțimea formată cu elementele 3, 4, 5, 6 și 7 și vom scoate, dăm afară exact aceleași elemente. Deci înseamnă că b minus b este mulțimea vidă. A minus mulțimea vidă. Deci orice mulțime minus mulțimea vidă. Păi, mulțimea vidă este mulțimea fără niciun element. Deci dacă dintr-o mulțime oarecare dăm afară mulțimea vidă, rămâne mulțimea A. Deci în cazul nostru elementele 1, 2, 3 și 4. Mulțimea vidă minus B. Mulțimea vidă nu are niciun element, deci înseamnă că n-am ce elemente să dau afară, oricât ar fi mulțimea B, înseamnă că rezultatul aici va fi mulțimea vidă. Deci am observat că mulțimea A minus mulțimea vidă este totdeauna mulțimea A, mulțimea vidă minus A este mulțimea vidă și mulțimea A minus mulțimea A este mulțimea vidă. Vă propunem să rezolvați următoarele exerciții și cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor. Vă mulțumesc pentru atenție, succes în rezolvarea exercițiilor!